Țărăniștii se aliază cu oricine pentru câteva voturi în plus. Pastorii neoprotestanți vor să răsplătească eforturile depuse de Aurelian Păvălescu pentru înapoierea copiilor luați de statul norvegian de la familia Bodnariu. În acest sens, PNCCD va beneficia de voturile membrilor Bisericii Neoprotestante prin încheierea unei alianțe cu Forumul Civic Creștin. Noi am fost primul partid care am reacționat pe cazul din Norvegia cu familia care li s-au luat copiii. Și ei au apreciat foarte mult acest aspect. Chiar înainte de Crăciun, domnul Păvălescu a inițiat o corespondență cu ambasada Norvegiei, a scris o scrisoare către regele Harald, exprimându-și nemulțumirea și îngrijorarea pentru acest fapt. Acest lucru a contat pentru liderii acestor confesiuni și acesta a fost motivul pentru care a fost invitat la discuții cu semnarea acestui protocol de susținere. Deci asta înseamnă că ei își doresc să candideze și vor candida pe listele PNCCD. Biserica neoprotestantă cuprinde mai multe confesiuni, printre care penticostală și adventistă, și insumează aproximativ 2 milioane de oameni în întreaga țară. La întrunirea națională a PNCCD au participat și 3 pastori care au dat asigurări că voturile comunității se vor îndrepta către partidul lor, drept mulțumire pentru implicarea în cazul Bodnariu. Totodată, prin alianță cu neoprotestanții, țărăniștii vor să își consolideze pozițiile în județul Constanța, în localitățile în care nu sunt foarte bine reprezentați. În Constanța, trebuie să vă spun că când o să primesc datele de comunicare, o să intru în contact cu pastorul de la Năvodar. La Năvodar știți foarte bine, e o comunitate foarte puternică. La Ovidiu, la Constanța, la Năvodar chiar ca oraș nu stăm foarte bine ca organizare și atunci o să mă duc să discut cu pastorul, să sunt convins că ne vom face o listă de consilieri și la Năvodar, pe structura lor. Și în alte localități, Topraisaru, urmează să primesc datele de contact. Deci, important că ei își doresc să candideze și că vor susține PNCCD-ul. Biserica neoprotestantă este foarte bine reprezentată în zona de vest a țării, în județe precum Arad, Bihor, Satu Mare, Timiș sau Bistrița Năsăud.